Sfârșitul de săptămână a fost destul de aglomerat pentru medicii de la Opuzalău. Majoritatea oamenilor s-au prezentat cu fracturi în urma unor căzături cauzate de polei sau gheață. Din cele 303 persoane care au trecut pragul spitalului, 99 de cazuri au reprezentat cazuri reale de urgență medicale și 95 au fost internați. În perioada 11-13 ianuarie 2013, cele mai frecvente cazuri înregistrate la unitatea de primire a urgențelor a spitalului au fost plăgile, fracturile, traumatismele, întorsele, înregistrându-se un număr de 73 de cazuri, cu 12 mai multe față de aceeași perioadă a săptămânii trecute. Din totalul de 303 persoane tratate la acest sfârșit de săptămână la unitatea de primire a urgențelor, a fost necesară spitalizarea unui număr de 95 de persoane.